se tot discută despre dependența de gazul rusesc și că România face, are de gând să facă pași importanți în direcția aceasta, în direcția aceasta. Mai exact, cât de realizabilă e Realizabil. această chestiune, în cât timp? Știți cum realizabil este? Că am mai discutat, discutăm de mult Ce este oarecum despre. păcat? Ai nevoie de un eveniment atât de dramatic precum războiul din Ucraina ca să mișcăm și noi roțile înțepenite ale trenului. Exact. Fiindcă a trecut în Parlament săptămâna trecută o lege care va permite alocarea de fonduri pentru finalizarea unor hidrocentrale și alte unități de producție de energie care erau aproape finalizate. Hidrocentrala Răstolnița, care produce 9, poate produce 9.000 de megawatt și era 92% terminată, o investiție de 200 de milioane de euro, era prinsă în proiectul Natura 2000 și efectiv nu mai băteai un cui acolo după ce hidrocentrala era acolo, adică nu mai era că o dărâm, era acolo. Și bani investiți, Puțin adică gândit cum, foarte mulți bani. fără discuție, puțin gândit noi cu carul înaintea boilor. Dar, în fine, acum se pare că ne reorganizăm. Avem un număr de centrale în zona Jiului, care toate 90% finalizate. Dacă toate acestea sunt finalizate, suntem în poziție de a produce energie pentru circa 300.000 de gospodării, ca să vă dați seama de importanța finalizării acestor unități de producție energie. Se asigură și un perimetru de minim 100 de metri de la, practic au fost decupate din proiectul Natura 2000, hidrocentrale care ele de facto existau acolo, se permite și un perimetru orbital de 100 de metri pentru protejarea în continuare a sitului natural. Deci lucrurile se pot întâmpla. Ce bine era dacă făceam asta poate acum un an, acum 2 ani, dar slavă Domnului, bine că o facem și acum și vom fi în poziția să reducem și mai mult dependența de gaz de oriunde din altă parte, fiindcă acum la nivel european și din nou fac referire la mesajul președintelui Biden de ieri după amiază în care spunea și făcea apel și către Canada, producător de gaze, dar și de grâne, în care recomanda să existe politici de direcționare a resurselor și către Europa, tocmai pentru a echilibra restricționarea către Rusia. Deci iată că ceea ce se întâmplă în Ucraina, tragic, tragic, Da. tot ce se întâmplă acolo, cumva ne-a Are și trezit niște, și pe noi într-adevăr, ne-a trezit și pe noi. într-un ultim ceas, dar ne-a trezit. Asta Eu e important. sper și cred că o să rămânem treji și fără să avem niciun fel de stimul atât de dramatic în continuare. Deci finalizarea acestor unități de producție este de o importanță majoră și ea nu ține doar de realitatea imediată, este foarte importantă pentru planificarea pe termen mediu și lung a suveranității energetice a României.